Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Argeș, în parteneriat cu Primăria Pitești, le dă ocazia celor pasionați de sporturile minții sau de jocuri de vară să-și măsoare talentul în competiții oficiale. Organizează pe plaja Tudor Vladimirescu din Pitești, e o competiție mixtă, spune eu, de fotbal, plajă, table și șah. Competiție care va fi deschisă tuturor celor interesați să facă mișcare alături de noi. Înscrierile pentru aceste competiții vor avea loc până pe 18 iulie. Nu se plătește taxă de participare, însă competitorii care se vor înscrie la partidele de fotbal trebuie să aibă viză medicală. Cupa de vară DJST AJF Argeș se va desfășura între 19 și 23 iulie, indiferent dacă afară va fi soare sau ploaie.